Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de... Da, adică la o nouă serie pe canal care o să meargă bine. Se numește Geometry Dash, care l-am luat de undeva cu hack. Dar stați, nu e genul ăla de hack cu toate levelele, cu 3 coins, cu tot. Așa? Ha, chiar dacă tot... Să vă rog toți mecherii, trebuie să faceți așa de 1000 de ori. Să faceți așa de multe ori, o să vă apară ceva. Uite, a apărut. Un coin. Master Detective. Și mai luăm. Nu contează. Uite genul ăsta de hack cu toate fețele și toate culorile. Și am zis să încerc acest hack pentru că mă plictisește să fac totul. Deci, hai să le punem un nume. Logic că o să fie în... Nădurei. Render. Zăză. Termină. Așa, Andrei render, zăzăm. O să ne legem fața care. Eu a zice... Asta. Da, merge asta. Ar fi cu un roșu și cu un galben. Sau un galben și un roșu. Da, un galben și un roșu. N-aș vrea să copiez un YouTuber sau ceva, dar totuși, asta e bună. Bun, roata. Ce roată să iau? Asta nu, că nu e normal. Asta. UFO-ul. O să-l iau pe, zic pe ăsta. Ne. Ăsta. Ăsta, da. Este nu, boss, nu! Deci UFO, mă, triunghiul ăsta, când... ce am de tot? Am văzut o față, care puteam să iau, mai greu, da, nu contează. Robotul ăsta, că e super, de fapt hai să ne schimbăm fața, mi-e că nu-mi place culoarea. Uite asta, băgăm un negru, what the fuck, cum arată, cu un alb. Mi-aș băga așa, așa. Da, așa mă arăt fain. Mai uita aceasta. O, roata rămâne. UFO-ul rămâne așa. Asta. Ne pot spune că rămâne și vreau color. Glow. Ho-ho. Bun, acum zice să începem cu un level făcut de alții, de o dificultate easy. Și vreau să fie long, nu extra long. Și acum să căutăm. Retray. Downloadăm și muzica. Da, se downloadează repede. Că cel pe online trebuie să downloadezi muzici. Hai să încercăm. Și cu user coin. User coin sunt niște bani care poți debloca chestii. Tom user coin. Îmi place muzica. Nu era mai de mult un fan Geometry Dash de capul meu cât mă jucam. Și țin minte nivelele astea ca pe coada ochiului. Ca pe nasul meu, pardon. Aș... Ori de capul meu ce era să iau. Aici cred că n-ai cum să mori. Decât dacă faci o chestie. Și tanks ăsta are un user coin. Deci am luat toți user coinii, frate. Și chiar... What is true, da? Adică ne arată cum ne-am deblocat, dar jocul nu știe încă că avem hack. Profil. Arată bine, n-ai ce zice. Sonar. Atai, că am făcut un level easy, să facem acum unul normal. Naurile nu le facem, că sunt prea proaste. Droba, nu știu cum, că ăsta ziceam eu, e fain. Da, ăsta e fain. Oh. Am murit prima oară aici.
Eu l-am terminat în... când mă jucam cu Obsedatul. Și mi-a plăcut nivelul. Hai să încercăm. Și am zis. Și am zis, hai să încercăm și Geometry Dash. Acum că am un telefon mai performant decât ăla cu care mă jucam ca disperatul. S-ar putea să mor pentru că nivelul ăsta are un speed mai mare decât altele. Da, cum am zis. Dar acum că am încercat și un nivel... De fapt nu contează. Acum am încercat și un nivel. Să vă rog cum e unul hard. Depinde. Sunt din ce în ce mai grele. Droba de ăsta 5. Cred că l-am jucat și pe ăsta, nu? A, da, l-am jucat și l-am terminat. Ca și pe ălalaltul. A, pe ălalaltul l-am făcut mai greu. Nu cred. Nu cred, iar! Eu mereu aveam nervi la jocul ăsta, pentru că e... Da, adică e normal să-i nervi, pentru că nu treci de un nivel, dar nu ești expertul. Și acum n-are rost să mă enervez, că mă enervam doar pentru că nu luam fețele. Și acum luam pe toate, adică de ce m-aș enerva? Chiar și pe ăla care nu aș vrea să le am. Pentru că e prea mult de muncă. Ai, fuck. Deci eu vreau doar să vă arăt nivelele în parte cum sunt. Acum o să începem cu un harder. Oh, ne apropiem de insane. Nu. Hai să-l facem. Oh, stai cu zarcoin. Ah, nu. Ah, ce bine că e ăla. Vă zic că la nivelul la care mă gândeam eu era insane. Eu nu am ajuns la, încă la insane. Poate îl terminăm. Și dacă mă vedeți la jocul ăsta că e super avansat, asta este. Pentru că eu la jocul ăsta n-am ce face decât să avansez. Îmi place că cuburile invizibile nu sunt invizibile. Nu sunt indivizibile. Sau să... Bun, progres barul, că am uitat să mi-l pun, de-aia făceam... Bro, mai să vă arăt unul insane. Droba de BX 10. Să încarc muzica. Și într-un episod... Ce dracu? What the fuck? Cum am putut să trec de chestia asta? Oh my god! Wow! Ai de capul meu! M-am putut trece de chestia aia. Nu știu. Hai să încercăm unde asta. Ah, ține minte nivelul. Deci dacă n-ajung la 30 la, până la 30%, e un ulter. E demon, e cea mai grea dificultate, dar pare a fi. Și pentru voi, nivelele care nu le trec, o să spuneți, bă, dar ce ușoare erau și tu nu le-ai trecut. Păi știu că nu le-am trecut, dar e greu să le treci, pentru că unii nu-și dau seama cât de greu este. Dacă aș spune o să facă un nivel demon greu, păi atunci o să spună ce greu e. Taci uneori se poate bloca. Și când ne-am ales curcu... Hai să trecem la altceva. Cum ar fi gen la... Nu la Mapex. La nu. Aici. Hai să cercăm Stereo Madness. Matnas. Tam. Asta e cel mai easy nivel din joc. Există mai easy, de făcute de player, dar mă refer făcute de developeri, ăsta e cel mai ușor. Pentru că e primul. Scuzați că lăguiește, dar n-am ce face. Yay! Și că am ales curcubeu, uite, se vede în spate curcubeu, la asta mă referam eu. Scuze că tot fac, dar nu știu ce am. Bun, o să luăm și conurile aici pentru că sunt ușoare.
O, nu vine partea aia care urăm. Haide! Ne lasă. Mă vreau să încerc altul care mi-a plăcut mie și l-am terminat. X-Step-ul. O să urmezi o parte care un rost se pare ușoară, dar mie mi-e grea. Da! 15 baterie cu ipasă! Mai încercăm o dată și încheiem episodul. Îmi pare rău. Dar am vrut să vă prezint jocul. Și plus am și 15% baterie. Da, deci. Gata cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!